patru vedete vor fi puse la grele încercări de data aceasta pe litoral, fix la 2 mai. Revenim cu pofta de pus vedeta la treaba lui Neamărin, ajutat sau încurcat de data aceasta de Liviu Vârciu și doamna Bamboi. Ia uite, mă, parcă plutesc așa, parcă zbor, mă. Vedetele vor avea grijă nu numai de pensiune, ci și de un restaurant în toată regula. Vorbim de turiști, clienți, animale și tot ce înseamnă litoral. Când e, mă? Nu pot vedea, nu. Profitul obținut din acest agro-litoral-o-turism va fi donat în scopuri caritabile. Ce viață frumoasă! Ce viață la mare! Neața, bine ați venit în lagăr! În lagăr! Hai, într-un sfert de oră, vă aștept sus la restaurant. Da? Da. Neața! Aaa, ce faci, Sânzi? Bine! Ce faci, Sânzi? Sânzi, Ana! Da? Bine, te așteptam. Hai, într-un sfert de oră, ne vedem acolo, pe terasă. La terasă? Bună dimineața, vecine! Aaa, frumos! Vecina mea, păi cât mai sexy, așa, că e cald. Ai văzut? Cum să ne îmbrăcăm? Cum vreți voi, cum vreți voi. Vecina, dar ce ai mai sfărăit? S-au zis, aici tremurau ușile. Hai, vă aștept la mic dejun. Hai, hai, repede, hai că avem treabă. Cum aș tipă, la 6 și ceva a venit Neamărin, a bătut în ușă, foarte sprintem, foarte vioi, că da, noi suntem puși pe treabă, care e problema, avem, nu am venit la distracție. Ne-am trezit și ne-a luat direct să facem cunoștință cu Vio, de care s-a ocupat chiar Radu, să-i spale țâțele și s-o mulgă, lucru destul de inedit pentru el. Stai. Gata, Pierica. Da, mă, e ora nouă, e ora nouă. Copilul mic. Gata, Viorica. Gata, prințesa e curată. L-ai spălat bine? Da. Bă, dar ce coadă îmi dă, frate. Ține să sper mâine bine. Noi mergem să facem curat, da? O, ce e aici? Doamne, doamne! Nu, 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 nu! Doamne, Dumnezeu! Hai să faci curat, treci la treabă, că avem multe... Avem multe. Ia să vedem noi ce avem aici. Mă, eu nu știu cine a locuit aici înainte, dar una peste alta, prea curat nu au lăsat, prea murdar nici atât. Să vedem. Ia, stai să începem cu patul. Da, trebuie să schimbăm lenjeria. Așa, așa. Ia uite. Stai cu mine. Vio. Nu te cunoaște, Vio. Da. Las-o tu. Mâineți umplu o găleată între. Las, te obișnuiește cu tine. Ne-am dus să-l cel la păscut. Radu era foarte că el n-a copilărit la țară și adică a copilărit la țară, dar că am uitat cum e cu oase și el a zis vrea super tare. Oh, ce super și cum le mulg așa și eu. Oh. O mutăm? Da, le ducem la păscut. Hai. Hai veniți că revine. Hai, hai. Hai. Hai, cum îl cheamă? Trage de aia, trage încoace, nu lăsa încolo, trage de aia. Nu lăsa, trage după tine. Trage-o, nu! Nu lăsa să ducă la vară, trage de aia. Ce să trag pe aia? Johnny! Altfel ne-am înțeles. Johnny! Ia, ține-mă tu de aia, ține de acolo. La gente esta muy loca! Cum merge treaba? Eu am terminat! Vecine, n-ai văzut așa ceva? Aș vrea să te chem să mă ajut cu pilota, dar am reușit până... Cu pilota? M-am luptat cu ea. Ai luptat cu pilota? Da, vezi că mă duc sus. La naiba, sus, fata! Hai să vedem ce ești sus. Am luptat cu pilota. Hai că luăm oricum venim pe aici ca să închidem. Hai, ține de aia, ține de aia, ține de aia. Mamă, ține de aia, ține de aia. Ține de aia să... Hai, trage de aia acolo. O, ține de aia, ține de aia, ține de aia. Hai, dă-te încolo. Ia uite și ăla ce face, ia uite. Lasă, lasă, ia uite-l în cenușă, lasă, lasă, lasă. Lasă că lui place în cenușă să... Scarpin. Johnny! Uite, mamă, ce băiat harnic ai crescut. Să nu mă vadă nevastă mea.
Hei! Hei! Hai. Ia uite, Ionuț! Hai mă, udă iarba acolo! Iarba! Eu nu sunt iarbă, să știi, buruiană! Mama, m-ai udat râu! Astăzi am hotărât noi doi că atât ne-a mai rămas de la echipa dinainte, pește. Facem o ciorbă de pește. Bun, ce facem felul 2? Șnițele. Dacă facem șnițele la prânz, diseară facem piept de pui. Hai să facem ardei umpluți. Rămâne ciorbă de pește, da? Da. Asta trebuie să o trecem acolo. Și ardei umpluți. Da, bineînțeles. Iei pasta de mici. Când vă duceți în piață, acum cumpărați asta. Da. Carne tocată, doamna Pămbui, cam cât să ia? Pentru 25 de persoane, așa. Vreau 4 kg. Voi doi mergeți la piață. Iarăși voi rămâneți aici cu mine. Dăm cafele pe plajă, tot ce trebuie pe aici. Și după aceea plecăm altă plajă. Stai să împărțim un pic flyer. Ia, dă să le dau și lor jumătate. Jumătate voi, jumătate să le aveți voi. Să pui cașavalul pe listă să nu uiți. Ia, da. Ia aici pixul să-l ai la tine, să-mi aduci aminte. Mulțumesc, da. Îți treci. Hai la piață. După Verdeața. După Verdeața, uite. Da, așa cam de dimineață, când te scoli și ai un pic de greață. Prostii, care a făcut asta? Da, să rămână, doamnă, n-am apucat că veni neamărin peste mine. Da, și ce ai făcut prostii? Poate fac diseară. Astăzi și sau de pomană? Astăzi vrem de pomană. De pomană, să pătii cu pomană. Avem și bani, dar vrem și... de tot. Morcovul, cât e morcovul? Prima dată iei rufe de aici, da. Încet, așa, și le bagi în mașina de spălat. Așa, toate alea le bagi în mașină, încet. Ușor, așa. Astea toate. Sunt fetele de masă, da, nu? Da. În cap toate? Da, toate. Da, da, da. Acum, închizi ușa. Iei de aici un pahar plin. Da. Plin, plin, umple paharul bine de zero. Așa, și pui în ala, așa. Paharul la loc acolo, închidem ușa, la 30 de grade asta. Bună dimineața! Suntem cei care încearcă să vă bine dispună, măcar voi, dacă nu eu. Sau măcar voi să vă distrați, dacă nu eu. Când ne-am întors de la Animale Foarte Fericiți, Neamărin a spus că de masa de prânz or să se ocupe celelalte persoane și că noi, dacă tot stăm degeaba, de ce să stăm degeaba și să mergem totuși să găsim o modalitate să mai facem rost de bani, asta însemnând să fim plătiți pentru serviciile noastre. Păi și cum? Pac, ne-au pus în gură o goarnă din aia. Păi și ce să fac cu ea? Bună, sunt bună! Și am început așa foarte timid, eram complet caragheș. Bună ziua, ne scuzați o secundă, se poate dacă aveți 2 minute să vă derea... Ia să uitau ciudat, mă vedeau cameră, că e ok, camera ascunsă. Bună ziua! La 2 mai, Neamărin de la Dansez pentru Tine și eu, Radu, Ionuț Iftimoaie, am văzut la un moment dat pe stânga o treabă cu porumb fiert, ne-am pus în spatele teșghelei și trebuia unul din noi să înceapă. Nu aveam curaj să deschidem gura, să zicem, nu vă supărați, nu vreți să cumpărați de la noi porumb la suprapreț? Doriți eu porumb fiert. Cine vrea porumb fiert? Foarte fiert? Năzia un porumb fiert? Vă invităm la un porumb fiert? Hai, îndrăzniți, îndrăzniți. Mai târziu. Mai târziu. După masă, de obicei. Și Radu, săracu, a zis că a fost unul dintre cele mai jenante momente din viața lui. Mi-era rușine, pur și simplu.
Deci mi-era rușine. Nu sunt un bun vânzător cum e Ionuț Iftimoaie. Doamna mănâncă înghețată, nu cred că dorește. Nu. Bună ziua! Nu doriți un porumb? Nu doriți un porumb? Noastră, cu ce ocazie pe aici, pe la noi, ați văzut că Dumnezeu vă arată și vă mai șardeți. Zici că Rabu ajută pe doamna Mamoi. Alo, domnul, aici nu aveți ce căuta. Da, zic, mai bine să mă duc să vă... Așa, mai bine, luați un colo așa și veniți când vă vreți. Ne-am murit pe unde el, știi pe aici de el? L-ai văzut azi? Cum ai zis? Nu l-ai văzut pe Neantumarin? Nu l-ai văzut? Nu l-ai văzut pe Neantumarin? Uite la aici. Dacă vezi pe Neamorin, știu că am trecut și eu pe aici. Da? Bine. Ce să cauți să faci? Pai și avii când vrei eu. Și am început să mergem pe plajă și să eu, desigur, cine vrea să-i facă masaj Radu Vulcan. Când dă să-i zic, ai cum nu va veni la noi. Asta îi venea să dea el cu nămol și să dispară. Adică ar vrea să stea stană de piatră să zică, uite, ai o statuie neagră. Dar poate da chiar el. Da! Ce anume? Să le luăm, să le luăm. Deci venea să intru cu capul nisip de rușine, pur și simplu. Venea să fug de acolo. Adela a fost puțin mai înțepat, așa, avea inițiativa tot timpul, știu eu, să deam în urma ei. Mamă, cât de calde. Bate vântul asta, pla 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 pla. Unde? Stai așa un pic. Stai așa un pic. Eu am înțeles că el este o specie de cârcotaș care vrea să facă în așa fel încât să nu-i iasă paciența lui Neamarin și am vrut să cad în plasa lui Liviu astfel încât să nu prea respect dorințele lui Neamarin și am tăiat-o încolo cu Liviu prin stațiune. Însă am vrut și ca să o leg. Între timp ce am făcut? Am discutat cu un prieten de-al meu. El este are o casă de vinuri. Și atunci am zis în felul următor. Strângem bani pentru o cauză nobilă. L-a rugat să-mi trimită niște fructe, să-mi trimită niște vin. Am zis să-l luăm, îl băgăm în stocul nostru. Ceea ce strângem din vânzarea vinului și a fructelor, donăm copiilor. Eu o să mâncăm și noi ceva. Mai ne-am mărit. Lasă-l pe ne-am mărit. Păi, suntem în vacanță? Și am venit la treabă noi? Sigur că da. În vacanță. Bârciule, dai bani la tine, nu? Nu-i problemă. Okay. Dă și mie o masă frumoasă, că sunt în vacanță. Și am venit cu Ionuț. Cu cea mai mare plăcere. Și noi să facem un caterin, cu o vrăjeală, o măslină. Da, cred că trebuie să stai mult cu el așa. Da, știu. Eu luasem pe fiu și dă-i și mesaje. Pac, 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 zic că câți bani îmi dai pentru masajul ăsta? Cât vrei. Zic tu, îmi dai 1 milion? 2. 2 milioane? Da. Și dacă îți fac și masaj, îmi dai 4? 3 jumate. 3 jumate, yes! Mamă, știi cum te fac? Tu ce masaj îți fac pentru banii ăștia? Și dă-i, mamă, știi cât m-am muncit, am transpirat, i-am făcut și pe picioare, și pe mâini, și pe spate. La final, îi dă doamna banii lui Radu 50 de lei, adică o sumă, și zic băiatului, totuși, păi nu că suntem în familie, eu sunt fiul, e pentru amândoi. Măi, știi cât masaj am făcut? Am venit în vamă, tot pe Iftimoaie, pe Ionuț. Cred că l-a convins Liviu să plece din restaurant. Își va primi mare pedeapsă. Ionuț, dar cu Liviu cred că o să aibă mare problemă cu mine. Băi, hai mă să râdem un pic. Dacă vine Neamărin, hai să stați voi la masă acolo jos. Când vine Neamărin să treacă peste voi, să verificați în cer de scuze, domnul Liviu, să nu vă lasă trecut. E rezervat de fapt. Da, vine cu asta, după mine. Vedeți lunga asta de aici, că se împarte așa mai multe direcții, de fapt. Asta ne-a mărit. Presimt un pic de scandal. Să vedem. Hai să vedem acum, Neamărine.
În prima zi, Adela a fost cu propunerea de ardei umpluți pe care și eu aveam în gând. Dar numai că mi se ceri la ardei umplut timp. Și eu știam că dacă mergem la cumpărături și când vii deja este 1 ceasul, când s-a te apuci de ardei umpluți? M-a ales pentru 30 de persoane. Și așa a fost. În ziua aia ne-am dus la cumpărături, am cumpărat ardei, am carne tocată, tot ca pentru ardei umplut. Am venit târziu și era 3:30 și masa nu era dată. Chiar am avut emoții și mulți nervi în ziua aia, dar le-am înghițit în mine, că n-aveam cu cine să. Și tocmai Adela, care a fost cu propunerea, nu mi-a fost de ajutor, pentru că ea n-a fost în bucătărie. Lăsată, a fost trimisă să meargă în altă parte, după nămol, după pește, nu știu după ce a fost trimis. Ăștia nu-mi plac cum... Eu nu fac așa, pe fug acasă. Îmi place să scălesc cu roșii, cu aici și... Da, trebuie. Na, e făcut la fugă. Ăsta e ardei la rapid. Ardei rapid? Da. Bine ne-am mărit cu tot. Un nebun care îl cheamă Liviu Vârciu. L-ați văzut? Da. Și cu prietenii să rămână. Nu mai am și eu prieteni. Aha, știu. Hai. Dai să-i împușcă acum. Stai jos. Stai la mașină. Hai după mine toți. Hai, lasă cu băieții, lasă că nu fac eu de-astea. Hai, o iau ca asta. Hai, pa! Ai adus băieții, hai, pa, vezi de treabă. Hai după mine, hai băieți, hai tare băieți, hai. Țică-n pala, nu mai ești tare în gură acum? Aoleu, mi-e frică, aoleu. A, nu mai e tare în gură acum. Ce-a făcut, m-a făcut ceva la rată? Ca să vezi că te fraieresc oricum, băi. Atât a trebuit să pun mâna și gata. No. N-a apucat. Băieți, v-au adus degeaba, vă pup. Pa! I-am arătat că sunt mai tare că-i. N-ai ce discuta cu mine, te-am spart. Da. Fugi! A, te ne-am mărine, că nu m-ai mai deranjat. A fugit, eh? Atât de repede. Dar ce-a fugit? Mai un pic, să fac un combine aici. Ăsta este roșu, da? Deci nu am venit degeaba, neamarine, da? Am adus un vin bun de Megidia, de la prietenul meu. Ne vin invitații. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Poftiți un cadou din partea noastră. Așa. Da. Ia uite cum face sprățara. Mai am o fetiță? Dedicație specială pentru Neamărin. 9-2, 9-2. Da. Mândră soare trandafir, în viață ești Neamărin. Neamărine! Petrește-te, petrezești, mă, până la urmă trebuie să pleci. Poți să ai lumea la picioare, ridic și tot ce mai vrei. Vrei, dar să nu te pui vreodată cu Liviu de la Elei.
Ole! Domnule, niște ardei în pluț a vrut Adela. Dar n-a fost lăsată săraca fata aia deloc. Să avem ardei în pluț? Aveți. Cu întârzieri, dar aveți. Este o jumătate de oră, o oră o să fie. Și ciorbă de pește, nu se cam potrivește, dar asta e regimul. Mâine poate nu o să mergem la cumpărături și o să avem timp să o luăm mai de dimineață. Eu aș spune că cumpărăturile ar fi bune de făcut cu o zi înainte, când te apuci de bucătării de la 10, să ai timp, doamnă, ca lumea, acum atunci nu e gospodin. Păi nu, nici nu știi ce să faci repede într-o oră. Să tai o ceapă, să faci aia, să faci aia. Avem un meniu ciorbă de pește. Da. Vă place? Da? Ce să-l întreb dacă îi place? Că asta e, ai altceva? Păi nu poate, unii nu vor. Deci dacă nu vor, trage aer în piept. Dacă nu. Copiii nu. Nu? Cu sos roșu, bun, bun, bun. Deci, și ciorbă și ardei în plus, și ciorbă și ardei în plus, și ciorbă și ardei în plus, și ciorbă și ardei în plus. Gata. Putem să-i facem și una mai arăpești? Hai să facem pasta, dar poți să faci... Hai! Hai să văd cât de priceput ești! Ia, ia, ia! Gâ, ăsta e negativul meu! Ia, ia! Și acum... pentru Neamărin, pentru toți invitații și pentru... fără număr! Unde-s fără număr? Că n-am simțit nici. Nu te las să pleci de lângă mine, doar tu ești singura mea iubire, Neamărine, Neamărine. Ai grijă cu ei de la mine. Acum tu rep. Tu erai acum, tati. Cu rep? Da. Neamărine, Neamărine, nu uita. Dacă te găsești în viață și ești pe calea mea, să știi că te iau, că îți dau în mură, că de dacă te mai prind, îți dau să mai stai o dură. Da, nu trec așa. Atât, sigur. Gata. Nu uite la pereche. Uite-le, cum faci. Sunt disperat. Gerase, lasă-mă atunci acolo, pe banc. Oh, uite-l, băi, Neamărin. Oh, ai fost la piertici? Am fost la piertici, am fost la vin. Bravo. Am adus pentru muzafirii mei special. Mai pot? Bravo. Mai pot, că nu mai pot, mai beau o bere, mai iau iarăși de la capăt. Le-am adus. Ce faci cu alea? Le-am adus și după ce le-am adus... Acolo, mă, dacă acolo e partea ta, dacă... Du-le acolo. Ce în plus... Da, vreau, dar vorbești cu mine sau nu? Da, zi. Ce faci cu el? Ce în plus, vreau să fac o licitație. Cu cine? Licitație cu cine? Vreau să fac o licitație cu cei care o să vină la masă. Mâine avem o petrecere, copii, multe fructe, nu știu ce, cred că au și copii. Să vezi cum să strică părinți. Câte avem. Și le vindem pe piață și facem bani pentru copii. A, asta da, să duci pe piață, nu e rău. Păi, mergem acolo, punem și noi lângă doamna aia care n-a vrut să lase la preț, mergem și noi, ne punem lângă ea și vindem piersici. Ce să facem? De asemenea, în prima zi, Neamărin ne-a trimis să culegem, să strângem rapane de pe fundul mării. Adela s-a scufundat și pentru ea a fost o experiență în plus, pentru că era prima dată când făcea scufundări. Poți să cobori. Cum ai călcat apa? Da, da, alea mi se duc în spate, știi? În spate de cauză. Încearcă să te atragi puțin pe spate și să dai cu... să ridici vârful de la picior. Dar a fost ok și mă bucur pentru ea că își dorea foarte mult să... A fost chiar... A fost un curs pentru ea de scuba. Ia la ea, la Adela, a fost... panica inițială pentru ea, ea tocmai a suferit o operație de viață de sept și atunci erau, mă rog, câteva riscuri, dar
nu mai făcusesc cufundări până atunci. Și, mă rog, a fost amuzant pentru că omul i-a explicat cum să dea din nave, cum să țină... sunt două butoane, unul de când se scufundă și altul când se ridică la suprafață și ea tot timpul era așa pe spate, știi, avea... Ce s-a dat? E greu. Ce s-a întâmplat? Nu a fost târg, că nici nu vedeam nimic. Ok, du-ți să dai cu fața la mine. Întoarce-te cu fața spre sub apă, spre soar. În prima zi am fost și la Cherhana, acolo doamna nici n-am apucat să-i dăm bună ziua, că ea repede a zis, haideți că am treabă cu voi. Și eu i-am și spus, doamnă, stați un pic, că am venit în vizită, am venit să vă întreb ce mai faceți, nu, pentru că altfel nu vă dau nimic. Doamnă, n-a venit de-a cerșitului. Deci stați un pic, să ne cunoaștem și noi, mai stăm de vorbă, ce mai faceți, cum mai spuneți nimic. Doamna știa că eu trebuie să fiu pus la treabă. Ei bine, m-am pus pe acolo, am pregătit o masă de 12 persoane și după aia ne-am luat și ne-am dus la pescuit. Ei bine, a fost distractiv. Hai! Ia uite, maaa! A luat. Mamă, ce mare e să moară, dragi. Că-ți dai crapă, las! E mare, e frumos! Uitați-l, l-am prins! Captură frumoasă! Captură frumoasă, are exact 27 de kilograme. Lăsăm? Asta e ale pescarilor. Cadă bine? Da. Mai dă-mi, te rog, încă două greutăți de aici, din barcă. Mama, am văzut o meduză cât capul tău, Radu. Da, de la am auzit. Ai auzit, bine? Da. Da, se descurcă, eu nu zic. Ma, a scăpat ăla? Era un crab, dar era prea mare. Cum să lase pe Namărin să nu fie eu în preajma lui, cu toate că nu-l bagă în seamă că nu merită. Chiar nu merită. Și dar cum să las eu așa să plece la Cherhana singur? Păi nu mă duc și eu pe acolo, hai că pe la bar n-am voie, mă dă afară tot timpul, pleacă până aici. La Cherhana are toată lumea voie, pot să mă duc și eu, mă așez la o masă. Ala, tot de la Mofi? No, ăla e. Gata. Bravo, Ionuț. Pune-l la... Este! O poză? Este! Da, mulțumesc, frumos! Este! Gata! Mamă, uite câte apă am! Da, mie îmi fric, adică nu pot să încă să mă relaxez. Atunci când oameni se vor naște, va dăinui, auzi, Neamărine, prietenia la netate și candoare. Inima noastră rază de soare. Prietenia mea, așa nu, Neamărine? Hai, unu-ți și pe la tată. Așa, l-a luat. Mamă, cât e de mare! Tot de la ei. Spii-te-o fac de n-am. Ia uite. Mamă, cât sunt de mari, frate. E așa? Mamă! Un fel de masaj. Partea distractivă a urmat abia după ce eu am prins peștele și asta pentru că, dragilor,
vreau să vă spun, Sânziana are oroare de pești vii. Morți nu are nicio problemă, dar când sunt vii, are o mare problemă. Sânziana, dacă tot n-ai pescuit, acum cel puțin îl trag. Deci asta îmi trebuie. Nu, decât dacă e mort. Hai, Sânziana, e mort. Pune mâna. Nu, că mi-e frică dacă sare pe mine. Bine! Deci au florile, au florile! Au florile! Ce-am făcut? Stai așa, nu, dar cine ești? Au florile, uite! Stai, stai! Stai, break down, mă! Dai, dai cu închis! Băi, știi care e ideea? Când dai, nu mai închide ochii, mâncați și... Dar nu, să moară, dragi, dacă... Iar îmi dai în cap. Mă, nebun, băi, n-am văzut în viața mea, închide ochii. Cum să închizi ochii când ai bat o mână? Nu închizi ochii, stai cu ochii deschiși! Stai, 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 gata, am ăsta în spate, uite, gata, plec. Uite, uite, plec, am plecat, gata, am plecat. Am plecat. Hai că noi avem altă treabă, gata. Sunt Ziana. Hai la treabă. Înapoi la pește. Hai. Dacă se mișcă. Hai, da, mămică, gata. Hai. Păi hai. Hai pe aici. Că uite, e drumul făcut, e calare, autostradă. Nu pot, dacă mi-arunecă papucii. Hai că e mai bun, uite drumul, hai pe aici. Ce faci? Sunt Ziana. Care-i Sânzi și care-i Ana? Aoleu, Sânzi? Ce frică da. Mi-e de ei! Aoleu! Așa prins-o acum? Da, eu i-am prins! Frică de ei, să știi! Mergem la proză? Hai! Vă rog, doamnă, mergeți! Da, poate vă rețin! S-a înghețat? Nu, acum nu, nu, nu! Ăștia sunt? Ăștia sunt orice de mare sau rapăne. Vai de... Abia acum îmi place. Da, a? Da. Da. Arată perfect. Așa trebuie să stau, nu? Să știi. Hai că încep să-ți plac. Da, păi asta îmi place de curățat, dar să fie mult. De unde ai aruncat găina? Ce găină? Dar ce-a fost asta? Vezi că arunc și eu cu peștele peste grad. Mi-era cam milă, sinceră să fiu, de pești. A trebuit să-i tai, să-i curăț. Eram plină de sânge, le-am scos manțele. Deci nu pot să cred cât poți să fii de brutală, cât poți să fii de asasină. Pleacă, nei! Pleacă, zi-o-ți bus! Am rămas în kiloți, vezi? Ia uite-mă, fii atent aici! Vino mă să te scrie, fii atent ca să-mi plină de sânge! Hai mă, ușor, nu! Hai mă, pe spate te-am spălat, hai să-ți spăl pe față. Nu mai vin! Am prins o cantitate destul de mare de pești. O parte dintre ei a trebuit ca să-i aruncăm pentru că erau crab românesc și acel l-am lăsat pentru pescuitul sportiv. După care am luat doar peștele care ne interesa, cred că au fost vreo 30 de kilograme de pește, ceva de genul ăsta. 3 pești, dar foarte, foarte mari. Hai, dragul meu, să ne așteaptă neamarin cu mâncarea pusă, cred. Două, trei. Păi o bere, fișa. Toată lumea bere?
Deci s-a spart ghinionul, da? Da, 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 da. Gata. Ai filmat? Ia, pune-l aici, ia. Pune-l sus. Ușor să-mi ne tăiem. Așa. Dă-i, 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 așa, dă-i, dă-i, așa. Când merge, întoarci. Așa, așa, mă, dacă îi dăm cu satelul ăla. Ușor, să nu se scupă punct. Bun. Bine, așa. E că asta și-o bag. Ia altul. Unde, unde-i să-i s-a dus să spele, că el era... Ce? La bubească, la bubească, stai așa. Ce? Să-i duce? Știi, ia... Să-l sperii? Altceva vreau să fac. Da, să-i spun. Bagă-l pe ăla. Așa, da? Da. Nea Marine! Ei! Nea Marin! Da! Dă trusa de prim ajutor! Ce ai făcut, mă? Mamă, ți-ai tăiat? De repede, pune-i ceva. Dă-i repede ceva. Ați văzut că a venit și puiul colegilor. Deci colegilor, păi nu a zis la copii mai întâi. Copiii lui tata, ce faceți? Deci imediat vă aduc și tacâmuri. Deocamdată v-am adus doar... Ați comandat ceva mâncare? Nu. Acolo, două porții? Adela, ai două porții acolo. Hai, hai. Deci... Cartofă! Da, pâine, nu mi-ai adus. Mi se pare cam mare nota asta, frate. 2.700.000. Păi uite cât sunt. Frate, și ce-au pus? Numai bere? Nu, au și mâncat. Și mâncat. Nu e bine. Păi dacă mulți, cât au sunt? Au și mâncat. Sunt... Colega, sincer, vreau să te felicit. Serios, te-ai descurcat de minune. Păi, mult. Dar fără că te rinca. Poftim? Nu, hai să ți explic. Eu m-am dus acolo și tot și până la urmă cine crezi că s-a dus să încasat? Exact. Am venit, poftim nota, luați-o de aici. Uite așa, luați nota. Îți dai seama că tot ce bucul și l-a băgat între... Cine mai are friptură aici? Da, mai puțin că pâinea intervine loc. Eu mă declar mulțumit pentru ziua de ieri. Am avut foarte multe activități pe care le-am dus până la capăt și asta e foarte important. Vă atrag atenția că astăzi va fi o zi grea. De ce? Avem o aniversare la un copil. Deci gândiți-vă, vom avea 14 copii la aniversare plus vreo 10 părinți sau 12 părinți ai lor, dintr-un foc 26 de persoane, plus 12 clienți ai noștri, plus ce mai vin. Vreau să fim un pic mai rapid, că avem multe acțiuni de făcut. Dar trebuie să nu le facem. E bine și pentru voi, e bine și pentru mine. E, să vă fie de bine și am plecat. Lăsați așa, strângem după. Hai! Desfaci asta de aici, nodul ăsta. Da. E măgarul de aici și îl puneți la căruță. Aveți hamul, aveți tot ce trebuie. Când te întorci, tot așa le, da? Desfă-le. Să zi, Ana? Da. Tu du-te la doamna să-ți dea găleată, da, cu apă în ea, să vii să muși vacă. Da. Așa e, Ionuț. Hai, Johnny. Asta trebuie să intre în gură. Hai, Johnny. Radu a fost fascinat de povestea asta cu animalele lui. La bucătărie, nu pot zic, i-a plăcut. Era acasă, sarcinile și ai să fie clienții mulțumiți. Dar la animalele lui îi plăce, era fascinat. Uite cum rage, uite cum aia, aoleu, țățica, aoleu. I-a plăcut foarte mult asta. Uite că iese, mamă, iese. Nu pot să cred că iese, ține-o acolo de cap. Hai. Dai, mă, că s-a speriat muștile, n-ai nicio treabă tu. Să rămână!
Cât mai aproape cu umăr, umărul ăsta drept aproape de asta te simte ea. Cât mai aproape de acolo. Oh, ce... Mamă! Doamne! A plecat fața! Uite, mă, eu mai vrea! Oh, no. Ia uite, m-am și murdări. Bă, nu i-a plăcut. Hai. 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 Hai, draga hai, mea. Hai, Dii. Hai. Mergem cu ea drept înainte, cu. Da, poți. Hai, Sânzi, hai. Ia, hai, ține de ea, Sânzi, ține de ea, Sânzi. Ține de ea, Sânzi, ține de vacă. Sânzi! Hai, Dii. Hai, mă, vină cu ea. Mamă, ce v-a zgâriat. Mamă, tu stai seama cât avem de mers înapoi? Pe coasta aia? Trebuie să urcăm acum. Dii, hai. Hai, hai, nu, nu. M-a călcat de-a dreptul. Ah. Nu vrei să te urci în căruță mai bine tu? Nu mă mai apropii de el. Hai. Hai, mă. Hai. Hai, Johnny. Ah. Gata, te aduci. Ah, că dacă mâncați acum la ora asta, bine. Încercați, mâncați bine, că nu știu că vă mai da, asta, da, 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 da. Mâncați așa că... Uite, dă pâinea asta, sau... Așa, stai, stai, uite așa, hai. Așa, Johnny, hai să începem să facem un ocol mic. Hai, hai așa. Hai, Johnnică, hai, Johnny, hai. Hai, băiat. Hai, că am ajuns. Ce m-am zbărit. Hai, Johnny, hai. Ne-am dus frumos, am descărcat, am intrat, am descărcat ce-am găsit și doamna care îl găzduiește a zis, haideți, îmi veniți pe la mine, haideți, doamnă, ce bine, că e umbră. Ne-am luat la vorbă, mi-a povestit cu 13 copii, cu căsnicie, cu tot ce trebuie, am adormit. Am trimis pe Radu și pe Adela să descarce căruța de alge și după aceea să lase măgarul aici unde avem locație. Și de o oră tot îi aștept. Bă, uite, știu cum... Cum au dă hamamă, gară, cum le-au lăsat. Ia uite, frate, cum au lăsat ăștia astea. Ce faceți, mă? Ce stăteați, mă, băi? Două ore și ceva, eu vă aștept acolo, ia muncesc acolo la micul dejun și toate astea. Și voi, deci doare. Știu, tu asta e. Rup, deci doare. Doare? Rău? Când ne-a tras două de alea pe șale și mie și lui Radu, ăsta a făcut, o dată prima oară s-a șocat și pe a zis, mă, doare! Am înțeles, dar mă, doare! Ce faci, mă? Cine te-a chemat? Ce să mă cheme? Nimeni. Eu stau două ore acolo, tu stai seama, ăia fac micul dejun, ăia spală vasele. Voi, ia uite, frate, dragoste la cort aici, ce stați? Păi cum? De ce? De ce? Lasă, nu pun. Ia veniți cu iubirea mea. Ia uite, mă, ia dragoste la ei la cort aici. Așa, mă? Așa, ia uite, așa am lăsat eu astea, așa le-ați găsit voi? Măi, neamărine, am pus căruța exact în forma în care am găsit-o. Foarte bine, da, astea, ia uite și tu, astea. Măgarul le-a luat și le-a mutat. Măgarul le-a luat? Da. Măgarul le-a luat? Cum e posibil să lăsați așa astea? Le-a luat cu gura și le-a mutat. Așa, el, da? Da. Păi, jură-te, da. Jură-te, Adela, jură-te. Știi ce scandal a făcut mai devreme? De acela, băi, nu. Astăzi la prânz. Mai pasti și cu ciorba care. Astăzi la prânz. Băieții gătesc. Da. Spaghetti cu pastic. Eu nu știu că am mai făcut, aveți carne de pui la dezghețat? Carne spaghetti, atât le dau. Dacă m-am mai făcut, e bine ca să las pe el. Nu, dar faceți împreună voi spaghetti. Voi două vă duceți în piață. Băieții. Vă duceți la nenea asta aici unde are mărgele de vânzare. Luați de la el nămol. Vă învață el cum să faceți piatră pomz asta de călcâie. Și pe plajă vindeți nămol, vindeți piatră din asta de curățat, facem bani, da? Vorbesc serios.
Fiți atenți. Prioritatea numărul 1 astăzi, în afară de astea ce le facem, astea jucării. Avem aniversarea copilului. Da. Sunt 14 copii astăzi, la ora 19, ei sunt aici. Deci la ora 19. Mergeți, cum am spus, voi vindeți nămol, voi mergeți la cumpărături și vedem mai târziu. Dă-ne banii, bre! Banii, să stați că vă dau eu bani. Păi da, nu ți-am dat banii, dă banii înapoi. Mie nu mi-ați dat niciun ban. Aia nu ți-am dat niciun ban. Ce te feri de asta? La voi 1700. Am avut o sarcină destul de complicată și anume a trebuit ca să luăm, să confecționăm câteva pietre de frecat călcâie din BCA românesc, deci cât se poate de rudimentar. Da. Ca să devină poroasă, ca să poată plece bine călcâie. Aha. Am avut și o găletușă de nămol pe care trebuia să-l vindem pe plajă să mai strângem niște bani. Dar tot așa el atrăgea lumea pentru că are aerul ăsta și talentul de a atrage oamenii. Atențiune, atențiune, avem nămol la super ofertă. De la Iftimoi un pic de nămol, dacă luați, cumpărați măcar un pic, de la Radu aveți un pupic. Ce nu băgat astea, frate. Nu sunt acestea. Mă, deci nu mai puteam, eram cu curceoapele pe piede, deci... Sunt, uite că a trebuit să trec și prin asta, știi, nu am pățit-o niciodată în viață, dar nu cred că aș mai face-o. Atențiune, atențiune, avem nămol la super ofertă! Cumpărați nămol de la Radu! Și avem niște nămol la ofertă și niște pietre de frecat. 1.200.000, cât vrei tu? Îți mulțumesc din suflet, poftim domnul Abad acolo la caserie. La noi, la restaurant. Am vândut numai la bărbați, dar a existat o femeie adevărată care a știut ce anume vrea și anume a zis, domnule, nu mă dai pe mine cu nămol decât dacă îmi faci un masaj. Și atunci i-am zis, sigur că da, Radu, te rog frumos, fă un masaj, doamne. Un pic pe la genunchi, atât. Da, un pic pe la glezne, așa, doamne, ce nu face Radu pentru 2 milioane? Dăm un pic așa pe aici. Trebuie să stați vreo 3 ore ca să se... Un pic de pasiune, Radule! Păi nu mai plec de aici atunci. Cui masa el gleznele? Așa le... I-a spus, hai mă, dacă nu spun la nimeni, pune mâna și tu, ești bărbat, pune mâna. Radule, cu un pic de pasiune. N-are pasiune, mânca la tata de băiat, ce pasiune are. Știți cum e? Începe de la gleznă, uite aici, în vârful capului termină. Poate pe tine, dar pe alții. Pe mine nu mă termin. Dacă m-ar fi trimis pe mine, ne-am mărit singur să fac toate lucrurile astea pe plajă, nu aș fi reușit în niciun caz, pentru că cu siguranță m-aș fi dus undeva, aș fi stat la plajă, pe o plajă cât mai îndepărtată. Aș fi dat nămolul gratis. Pur și simplu aș fi aruncat flyerele așa și aș fi stat liniștit, pentru că nu sunt genul. Ți-am zis, nu sunt un bun vânzător, îl admir pe Ionuț, este extraordinar. Hai, dacă ziceți pentru copii să lași... Mamă, 500! Deci, deci la 500 îi dau și piatra originală. Deci dacă merită. E pentru dau copii, piatra, dacă e cum spuneți, nu, eu pentru dau, pentru copii și seară vă dau deci, și, dacă, știți, și dacă da? Veniți, din partea mea aveți o sticlă de vin de seară. Da. Mai îmi pare rău că stau în Venus, poftim. Eu v-am spus. Păi și Venus e aproape. Deci nu e chiar de-i pași. Deci 50 de ron din partea doamnei pentru copiii săraci, punem aici la spate. La copiii săraci să ducă, da? Vă spun zic. V-am spus sincer de tot și v-am dat o piatră originală. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, ce spate! Gata, greșit, mergeți la plajă sau unde? Mergem la porumbei. Pentru că noi lasem fetiții, trebuia să-i... facem un cadou, eu și Sânziana am mers la un domn care crește porumbei și am făcut rost, am rânit, am pus apă, am măturat, nu mai zic. Dar ne-am și informat că ne-a povestit cum e treaba cu porumbei și am făcut rost de 2 porumbei albi pe care sunt în cadou, un cadou superb. Coadă, au o coadă deosebită, mare.
Așa, o să încercăm să luăm și în mână, să ne obișnuim cu ei. Sigur că da. Ce faci, mă, prietene, ui? Ce faci, mă, prietene? Să trăiești, măi, prietene. Ce să fac, prietene? Ce, mă, prietene? Bine? Știi ce facem? Știi ce facem aici? Vrem să facem cadou la fetița care o sărbătorim la noi, să-i o perche de porumbei. Să vedem acum dacă fetele astea știu să facă treaba aici. Tu pe unde umbli, băiețașul meu? Stai că facă, da? Și-am mai pus și, măi, băieți, am pretenții la voi. Care a dat micul dejun dimineață? Ca să mă leg o leacă de voi, toți am să vă fac așa. Dacă voi ziceți și sunteți oameni, învățați, bă, mami, mă, eu am pretenții. Eu poate mai de la țăluș. Să punem micul dejun descoperit. Băi, vină o leacă, te rog frumos, ești băiată. Miroase-și tu acolo. Lângă carnea aia desfăcută, aia fără nimic acoperit, acolo lăsat, eu nu cred că e corect asta. Să lași micul dejun aici rămas, descoperit în împuțala asta. Uite și tu ce putifrigerul ăsta, a mort. Nu, nu mai zic nimic, dacă așa cum e ridicul ăsta. Așa, uitați aici. Vino încoace să vezi cum arată. Așa. Nu poți să crezi, sunt chilioși. Da. Încet, încet se completează penajul. Așa sunt până le dă penajul. Ei sunt foarte cuminți. Foarte cuminți. Dacă încercați. Uite-i cum arată! Eu cred că mă tai frică de porumbei, de aia nu intră aici. Da? E, deci așa, da? Ai început. Uite. Ai început, da? Posedat. Ai început, da? Am zis eu ceva. Ba, ai zis. Ce ai zis? Ai zis sau n-ai zis? Frică de porumbei. Ai zis sau n-ai zis? Ai zis dacă ai vrea mai da frică. Ai zis, stai unde te duci acolo, că deranjezi. Ai zis dacă ai frică de porumbei. Ai zis? Ai zis dacă ai frică de porumbei. Ce ai zis? Uite acum. Acum să mai faci ceva. Ia uite aici. Uite aici. Uite aici. Nu mai te juca pe coale, nu mai te juca cu ale. Acum uite. Ia mâna. În două, uite așa. Iar te-ai transformat. Ai văzut? Uite, ce-ar fi așa? Uite, bre, dacă ai pomenit așa ceva. Așa? Stai! Uitați, doamne! Uite așa, așa! Stai, mergeți frumos, vă odihniți. Două ori, trei ori. Dar n-aveți la ce? Sincer, la paste mă descurc. Sincer, serios. Carne, ai de curcan, am carne de curcan. O iau, pregătesc sosul, pregătesc frumos colo și îi servim. O să văd, sigur, poate nici nu pun toate. Da, dar fără bățul am aici, bărbat? Dar cum mă uite și așa? Stai, mă, ce? Ține porumbelul ăsta. Ține porumbelul ăsta, dau una. Lasă că ești tu cu porumbelul mâna acum. Ține! Măcar o palmă la plecare mă las să-ți dau? Când o fi să plecăm. Când o fi? Da, mă lași? Mergem pe plajă, ne punem așa, precum pelicanii aia. Pardon, scuză-mă. Scuză-mă, mergem la pelicane. Pentru că tot am niște gânies pe mână. Mamă! Dar are dreptate, Ionuț, de ce nu vă odihniți ca să fiți în forță de seară? Vreau să veniți. Stați la umbră. Stați la umbră. Aia da, vreți să stați la umbră la o cafeluță să savurați? Când am nevoie, v-am chemat. Hai, te vezi? Eu dar fac gestul și tu, și tu jignești, și tu tot zici, și tot jignești. Dar, mă, ta nu știi, vrei să jignești? Păi nu vreau să jignești, nu vreau să te jignești. Uite doar dacă fac așa și gata. Dau. Ia uite. Puuu, ce frumos e. Să nu dă ochi, să nu dă ochi, uite ce știu, da. Uite, dacă ai fi un porumbel din asta, te-aș stinde tot timpul pe lângă mine așa, te-aș mângâia și de când în când ți-aș mai da câte una. Bați porumbei, vrei așa e. Nu, am zis, dacă ai fi tu un porumbel. Sărmâna, doamna Bamboi, ce faceți? Ce-i sfârmă? De ce, doamna Bamboi? Nu știu pe cuvântul meu, cred că eu am răcit, nu știu ceva, am o infecție urinară de mor. Mi-am luat pastile de viață, două rânduri, am dat și pastile. Băi, dă o dată așa, dureri de burtă și de șale, am zis, curent, m-am luat ieri în mașină, curent, da. Curent m-am luat și aici la otile alea, articală. Vasii mai spăl, eu tot răci și eu, și mâine, vedeți. Gata, vrei, stai aici, lasă că mă duc eu în bucătărie. E băiatul ăla acolo, ești mai. Vorbesc eu acum. El mi-a dat liber. Foarte bine. Au, ce dor, ce chin, ce jale! Marles, Marles, Charles, Marles, unde ai umblat ăsta acum, mă, domnule? Dar de ce nu-i gata mâncarea? Hai să-ți spun de ce nu-i gata. Unu, pentru că nu este problema ta. Doi, pentru că nu-i gata, că e problema mea. Trei, invitații mei special încă n-au sosit.
așa că pot să-mi permit ca să mai întârzi nițel. E bine că ai adormit. Dar să întreb, de ce nu-i gata mâncarea, băi, Ioane? Băi. Eu vreau să spun că aș vrea să fiu în stare să pot să-ți răspund. 4 porții, de dată 4 și cu... Îți lași un 5 minute. Că sunt multe. Da, da, am făcut o poezie. Îți spun doar o... Îți spun doar o... O frază. De fapt, o strofă. Spunea cam așa. Să-ți mai pui apă, Ionuț. Da, o mai scăzut. Ia uite, Alba. Para. Nu mai mulți. Ia uite, au intrat în apă. Ia să ies cu minte. Păi e suficient până intră unul. Ia să ies cum să scald acum. Ia uite. Hai să ieșim. Eram sigur, domnule. 8-9 minute. Eram sigur. Ei nu trebuia să mai citesc. Scuze-mă, dar așa la fiecare... Da, acum vin, da, stai și-o... Ai văzut cum l-am prins atunci pe Neamarin? Și nu putea să se miște, l-am prins așa de tata. Uite așa l-am prins. Uite așa l-am prins, știi? Și nu putea să se mai miște. Și tu acum vineai cu oază și... Mamă, ce te distrăm, mamă, ce te distrăm. Vinea să-l dau, uite așa vinea să-l dau, dar nu vreau să mă l-am dat. Mamă, ce tare, da. Super, vine mi-a, băiți, mai vin pe la voi. Să știi că ești invitatul meu! Te pup, Ionuț! Vezi? Ia uite! Deci, Doamne, zici că sunt de nuntă? Super, super! Da. Nu? Da. O să fie foarte fericită! Și cu pieptul înainte? Da! Da. Da. Super! Ia una de-o parte, o să bucure tare! Da, așa, una de acolo! Hai! Mulțumim! Acum, cred că sunteți mulțumiți! Da, normal! Ne mai chemați când aveți nevoie de ajutor! Venim! De-i întrebam. Da. Păi ce faci, mă, tu vin pe mine, nu mă pup? Ce faci, mă? Hai, mă! Suntem sau nu suntem o echipă? Mai cum să vă spun eu, a doua zi am venit aici, am spus că mi-e rău. Am stat puțin și ei m-au trimis acasă. Du-te și du-te și du-te, dacă ți-e rău, stai liniștită că noi ne descurcăm. Am plecat, mi-am făcut un duș și am spus că să vin seara. În timpul ăsta, dar cât doar am apucat să fac un duș, cu prosopul în cap, mi-am spălat repede și niște cârpi și am ieșit afară. Când colo-l văd pe Liviu cu o mașină și cu un șofer, zice, tanti Bamboi, da măi. Păi ce faci? Păi am făcut un duș, mi-am spălat niște băi, zic că ăștia sunt plecați. Abia mi-a zis să plec și acum vin după mine să mă ia, zic, înapoi. Vai de mine! Dar ce mi-a mai fi zis, zic, în gândul meu să plec? Zice, Dani, m-am băi, zic, dar iar mă chemați, mă, înapoi. Știu că ați muncit foarte mult, că eu am stat lângă Matan, continuu. Toate emisiile astea. Da, măcar. Matan e parte de o vacanță frumoasă, dacă tot am venit în vacanță, eu vreau să împar vacanța mea cu Matan. Mare surpriză, nu spun despre ce e vorba. Mulțumesc, mâncălar, mamă, mulțumesc. Mare surpriză. Eu am zis că ești ca Ștefana meu, eu am zis, da. Păi, mare surpriză ce... Îți mulțumesc din suflet, îți mulțumesc, Dumnezeu să dea sănătate. Dar și-o place neamărind dacă afacă, că a zis că să mă duc la el la 5 jumate. Băiatul ăla... Mă, la urmă, ai muncit 5 jumate în fiecare zi. 2 ore de vacanță, o iau eu și pasta. O trage și pasta. Nu, mamă, nu trebuie, cum stai și las tot în schenare. Și m-am urcat în mașină cu el și m-a luat, măi, zice, mergem în mangale. Dar cu ce treabă în mangale? Zice, lasă că ai să vezi, Matale. Să-ți fac o surpriză, vreau să te prind cu un velier. Te plimbam atâta vreodată cu velier. Dar ce e la velier, mă? O bărcuță așa cu vele, cu catargele alea lungi. Nu m-am plimbat în viața mea pe barcă cu apă, mamă, că mi-e frică de apă. Da? Da, mamă. Nu o să fie frică, vele, asta că e mare barcă. Măi, ferească Dumnezeu. Păi, dar tu dune știu că eu în viața mea n-am mers pe astea. De când mama m-a făcut nici într-o barcă n-am urcat. Nu mai neamărin, știe? Nu știu eu. Ia uite, mă, încălare, mamă.
relaxăm și noi, că muncisem destul. Am fost împreună cu Adela pe plajă și ne-am dat până mol, sperând să nu ne mai recunoască neamarin. Și am stat exact chiar aici, sub ochii lui, pline de nămol, nu ni se vedeau decât ochii. Deci poți să te relaxezi. Un cocktail ar trebui. Ceva. Să mă urc și eu pe avion ăsta. Și o fiesta, nu e avion, ăsta e o barcă. Bună ziua, doamnă! Ia uite, bă, mi-am venit și eu noi la voi, bă. Deja a pornit. Livi, ține-te, mamă, de ce? Mamă, să ne ținem, de ce? Nu te ține, că nu-i puca avionul. Nu se clate, nu așa, nu se clate. Apa e foarte liniștită, uite cât de bine. Hai, băieți, ce zici tu? M-am urcat toată. M-am urcat pe un vapor. Vapor sau ce ochi fost ăla? Ca un vaporaj așa, cu de-astea, nalti, cu catarg din ăla, așa. Măsuț în el, stăteam, parcă eram, mamă, mare berfer. Ăsta avea și o șampanie, dar a deschis-o tuma când am ajuns în largul mării, ce să mai... Păi, dar chiar ieri mă gândeam, vedeam niște bărși pe acolo, se învârteam. Hai, zic, nu pot să merg pe alea, ca mețăși, și un din erau. Dar pe apă niciodată n-am mers. Uitați, da, la apă. Parcă când mă uit, băi, pe jos, când fuge apa aia, așa, ia. Uite, băi, și răcoare, și răcoare, băi, oameni, băi, uite, băi, oameni. Băi, Neamărine, am dat bir cu fujiță și eu am dat-o și eu încolo, gata. Cum e, da, la mama, s-o dat? Te-am lăsat, l-am părăsit, gata. Uitați aici! Măi, băieți, măi, extraordinar de frumos, mă! Ia uite, mă, parcă plutesc așa, parcă zbor, mă! Parcă... Ia uite, mami, ce lin merge, ce frumos! Măi, Liviu, mamă, în viața mea n-am mers încă. Asta da, vacanță, doamnă, băi, îți mulțumesc să trăiești! Ține-te, Liviu, mamă! Aleagă! Tot să duci, să vezi. Nu se duce doar la mamă, băi. Tu te râzi, dar... Păi trebuie să ne distrăm, da, mă, băi. Nu să ne speriem. Dar nu se întâmplă nimic. Hmm? Ei, băieți, băi, asta odată o faci și flăși, o parte și te-ai duci. Da, mă, băi, câți bazați, băi, n-a fost, câți bazați n-a fost pe vasi tari. Și... Ați văzut cu bacul ăla, mă, cu ce a fost bacul ăla? Ce-a... A dat într-o zi la știri. A murit toată lumea, s-a dus la fund, a mers, gata, s-a dus. Eu te rog, cum se face. Să duce, mamă. Să duce, da, mamă. Am venit până unii, credeți. Până aici, aproape de... Chiar aici, la unii fac mâncare, la... 2 mai. La 2 mai, pe apă, în fața aici. Doamna Bamboi, cum să fie petrecerea frumoasă dacă nu știe și Neamărin că eu mă distrez și el muncește? Da? Ce faci, Neamărine? Ce să fac, pă dracu, să te ia? Uite cum vorbești urât, bre, Neamărine. Sunt cu doamna Bamboi lângă mine și vorbești așa urât. Ce, ești sus acolo la dânsa? Unde? Unde ești cu doamna Bamboi? Unde ai luat-o? Stai despre ea. În vacanță, Neamărine. M-a luat Neamărine cu mașina și m-am suit pe-un vas. Neamărine, ești mata. Așa. Ești mata un pic afară. Să te duci la plimbare, să te plimbi, să vii când te-i chema eu. Da? Da, Neamărine, perfect. Băi, omule, dar stai așa. Nu, nici că mai vin. Dar așa, unde ești mata? Pot să-ți fac și eu cu mâna? Mie? Ia să te văd acum, unde vii, din stânga, din dreapta, să te văd. Vin cum ești mata, așa, din stânga. Hai că te-am văzut. Stai că vin pe dig. Stai așa că vin pe dig să... Te văd, auzi? Dacă mă vezi, poți opri spasa.
Auzi, băi, te văd dacă... Ce-a făcut? Stai așa. Stai, mă. Dacă... Ia, dacă te mă oprești pe mine. Dar unii sunt invade, mă. El a... are ochi așa bun? Da. Stai că, stai că mă urc acum pe ăla să te văd mai bine. Da? Auzi, da, Mărine? Da. Ai fost vreodată lăsat în aer? E, dacă n-ai fost lăsat în aer, ia că... Ei, eu te bai și eu. Faceți mâncare, voi, voi, faceți treabă. Hai, că v-a mai venit rândul și vouă. Ia că eu mă împlin pe acum, hai. Să vă răspund. La alea ce-s, mamă? Plasii, care sunt acolo, eu am scris păsă. Te las fumata ține asta așa bine, da? Uite că se-ntoarce, fii atent, dacă tu nu mai le fii mai lăsat, să vezi că... Da! Se-ntoarce asta, uite. Păi dă cu dreapta, doamna mă, băi, așa. Dă-ți cu dreapta. Dacă dau în partea asta, zici... Da, Mărine! Ia uzi, mă, nimeni. Până ajunge el cu troșca aia de barcă, noi toți suntem încolo. Uite, cam asta e valoarea noastră. Asta e valoarea mea și barca e valoarea lumea ta. Băi, bă, vreati, bă, el m-a luat! Na! Papa! Papa? Papa! Vrei să-ți dau papa? La băiat! Să-ți dau papa? Ți-am adus, băi! Da, Mărine! Ți-am adus ceva! Stai, zi, să stăm aici, să-ți aduc! Hai, hai! Hai, vino, bă! Hai, vino, bă! Vino, bă! Hai, bă, încredere în mine să vii aici! Cum să n-am? Hai! Hai, Mărine, Mărine, cu-a! Cum să n-am? Hai că dă o gură de șampanie, hai! Eu am avut încredere în tine tot timpul. Uite, ciocnește șampanie cu mine, vrei? Hai mai aproape că... Hai, dă-i mâna, Mălinic, nu fii! Stai, mă, stai așa că... da. Dă-ne, Mălinic, te țin eu. Dă-te, Călinic, mai aproape de el. Dă-te mai aproape, Călinic. Dă-te mai aproape. Să te lași cu capul mai jos să-mi vorbim. Ca să vezi, fii atent. Hai, arunca. Stai. Ai văzut cam? Uite cam din ăla. Nu vezi pe doamna Bambui, băi, n-am văzut în viața mea. Hai, nu mai merg. Hai, pa! S-o ții pe doamna Bambui aici până când zic eu. Stai acolo. Lasă că am eu treabă cu ei. În seara asta să zicem. Lasă că viu bre, viu repede. Nu, 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 nu. O să se răstoarnă. Păi să bâlții, bre, eu așa zi mi. Să bâlții! Să bâlții! Păi da, ce? Nu te uita, uite-te în față, nu în lateral, uite-te în față, așa. Nu te uita în lateral. La Mărine! Prinde pe asta! Stop, stop! Ei, șampanie, vei, vei, de pe vasă. Hai, mai Liviu. Hei! Doamne ajută, băi, să ajută. Păi, cum vine, băi, Liviu. Ia uite, Liviu, ce faci, mă. Ăsta ne-a blestemat, băi. Băi, dacă nu ne-a blestemat, ăsta să vezi. Arată-te cum arată vaporul ăsta. Da, mamă. Nu pot mânca la mamă, mi-e fric, eu n-am notat-o în viață. Hai, doamne, 13 metri are apă. Liviu, cu asta am mers, dar acolo nu mă bagi nici mort. Hey, ladies and gentlemen, tonight on only night! Haide, doamna, băbăi! Hei, mamă, ai grijă, eu te-am rămas cu ăla acolo. Da, uite-și tu ce e aici. Să credeți voi că așa se poate. Da, da. Astea toate în bucătărie? Hai. Te uite-și tu ce ești. N-a fost niciodată mizeria asta. Uite, să vă spună oamenii ăștia. Da. Dacă a văzut așa ceva. Sunt Ziana? Radu? Da. Da. Haideți aici la mine. Uite, vreau să vă spun foarte cinstit. Mizerie, cum e acum de când ați venit voi aici și totul aiurea, n-a fost de când am venit eu aici de o lună și ceva. Vorbesc foarte serios. Eu nu cred. Și că... Nu crezi? Nu. O să vezi. Nu cred. Și atâta o oră și ceva de când tot vă duceți de acolo până acolo. Păi, fraților, când credeți voi că aranja să decorați toată terasa, să spălați tot, să faceți curat? Când? Când la ora 7
Oamenii vor fi la masă. Trebuie puse așa, furculițe, cuțite, fețe de masă pe mesele alea. Doamna Bamboi nu mai vine în seara asta. Voi toți vă descurcați. Cu tot. M-a luat amețeala, am stat jumătate zi în soare. Ce frate, eu n-am stat tot în soare? Păi și ce vrei să stau să leșin pe plajă aici? M-am dus și eu în păi te-ai dus acolo. Pe plajă, din contra, trebuie să stai în cameră. Vrei să stau de dimineață până seara așa? Pur și simplu în soare? Să, nu în soare, să muncim, uite aici la umbră. Păi dacă mi se face rău, mă duc și mă bag în apă, că așa vreau. Că așa vrei tu? Păi, pentru că așa simt ce vrei să fac, să vomit aici pe plajă. Vrei să vomit pe plajă? Spune. Păi de ce? Acolo, stau și vomit. Păi de ce să vomiți pe plajă? Păi dacă mi se face rău. Păi de ce ai venit aici? De ce mă duc de nebun așa? De ce ai venit aici, Radule? Nu știi că aici e muncă? Nu știi? Păi, lasă neamărire, dacă ți se face rău acum ce faci? Chem doctorul. Mi s-a făcut rău, să vezi. Și a venit și mi-a pus perfuzii. De când am venit eu taca. Păi frate. Păi faceți treabă că de asta ați venit. Ce am făcut până acum? Păi uite, acum două oră și ceva, cu câinele pe plajă, duș. O oră pe zi din 24 de ore, o oră. Bun. Asta e ideea. E treaba voastră, știți ce aveți de făcut, vă descurcați. Aveți 50 de oameni să le dați să mănânce, vă privește. Și erau două șervețele pe jos, trei pahare întoarse și era mizerie. A fost un pic rău cu mine, n-am vrut să întind coarda mai mult, crezând că el o să-și dea seama de ce vreau să fac cu el aici. Evident că el are intenții, are numai intenții bune, dar de multe ori sare calul, pentru că pe mine ce mă deranjează în viață, în general, este tonul pe care vorbești. Nu a făcut-o în fața camerelor, dar între patru ochi, pe un culoar, așa unde am fost mai noi doi, și a cerut scuze și a zis că oboseala și stresul, dar în continuare am muncit tot la vitezele astea ale lui, dar am muncit unde l-am trimis și a făcut treaba. Cu tot balamucul ăsta, în secunda în care au venit copiii, noi aveam cartofii prăjiți gata, copănelele gata, salata gata. Deci totul era, trebuia doar să vin, mi-era teamă că se răcesc de gata ce erau. E ca niciodată. Adică lucrurile au mers foarte, foarte repede, ne-am mobilizat și până am mers treaba. Neamărină să mănânce porumbei copți. Cadou. La mulți ani. Păi nu vine eu cu cadou, vine mai mata cu cadou sau cum. N-am înțeles. Și ce bine că nu s-au găinățat. Mamă! Și ușa închisă. Stai! Păi cum ar fi să zboare fraierul ăsta acum? Stai, și gata, băieții, gata. Gata. Bă, frate, a luat puie aia și a luat porumbei, uite-m. Ia, uite-m. Face glume de asta și e bat. Auzi? E un pescar așa mai personaj, cu părul alb, cu mustață. Spune repede acum, unde sunt porumbei albi? Ce porumbei vrei? Porumbei albi, jură-te. De unde vrei să știu de porumbei? Porumbei albi. Tu vrei că vreau să știu ceva de la mine. Te las, spune, doar atât, doar spune-mi, știi de porumbei? Eu? Da. Era o cutie aia lângă. Da? Bar. Cine a pus doi pui de găină și a luat porumbei? Ce-a pus? Doi pui de găină și a luat porumbei. Doamne, măi, ca domnule, lasă-mă vrem în pace cu asta. Uite-te la mine, mai... uite-te, măi, gemei. Na. Ai făcut chestia asta? Eu. Jură-te. Da, țin. Zi, jură-te, că noi suntem frați. Frați. Jură-te, zi. Nu mă jur. N-am făcut eu. Da? Bine. Deci tu ai făcut, pentru asta. Eu am făcut? Da. Pentru asta. Pentru asta ce? Pentru asta. Ce? Te va lăsa cu lacrimi.
uite cum s-a făcut părul. Deci fii atent. E o farfurie mare de acolo. Să punem ăștia. Deci tu s-a scurs de tatăl tău. Ce am spus acum și în față și aici, așa va fi. De ce m-am de dată? Deci se va lăsa cu lacrimi. Ascultați-mă ce vă spun. Da. 3, 2, 1 și... Nu, se am spus, eu ți-am spus așa direct. Deci și mă, dacă ți-a rămas niște lacrimi. Da? A rămas lacrimi? Și fii atent, că și știu unde sunt și nu mă mai interesează. Asta e acolo, că eu mă chinui cu ei de când am venit. Dă-le mâncare, dă-le apă și nimic. Și... Cine sunt unde? Ce? Cine sunt ce? Cine sunt ce? Bă, cum mă nu știi cine sunt ce? Cine sunt ce? Păi, ce făcut de astea? Ce faci? Spre final, când mi-am dat seama că vin invitații lui Neamărin și noi nu mai aveam nimic prăjit, cei doi pui la rotisor ne-au salvat. Pentru că am tăiat pui la rotisor, i-am împărțit, am pus pe două farfurii mari, am făcut 3 porții mari de cartofi prăjiți, 5 salate și le-am pus la invitații lui Neamărin și au fost, cred că, chiar mai fericiți decât ceilalți. Deci, una peste alta, Liviu Vârciu a dat-o în bară. Ca să zic așa. În fine, și-a venit petrecerea. Bine ați venit la noi! Bine ați venit! Bună seara! Bună! Eu sunt Adela. Dar nu trebuia să vă deranjați cu cadouri acum. Bună seara! Noi însă ți-am pregătit o surpriză. Surpriza nu stă aici, doamne, nu crezi acum că m-a pus și ies în porumbei și fluturi și nu știu ce. Însă, ca orice surpriză, nu trebuie ca tu să vezi înainte, ca tu să vezi totul pregătit. Tocmai de aceea, eu am să te leg la ochi acum, așa frumos. Așa. Numai un pic, numai un pic. Nu te mișca, nu te mișca. Eu pot să nu sărb cum Numai un pic. Nu te mișca. Numai un pic. Nu te mișca. Este... Păi nu cântăm la mulți ani de aici? Hai să-i punem coif, stai să spunem coif. Hai să spunem coifuleț, la mulți ani! Mulțumesc! Așa, și tu? După Popustina, la mulți ani. Trebuie să pun și eu pe nepoțică. Ajută-mă! Câte două, hai! Două pe tavă, două pe tavă. Mai avem un pe tavă aici, uite? Puneți pe o masă de aia mică acolo și le pune salatele. Veniți cu tăbirea înapoi. Hai grijă să nu faci o prostie. Hai, bine, hai! Hai cu tortul! Copii mici! Ce învață copiii ăștia mici? Să vină Cristina la mine! Să vină Cristina! Unde e Cristina, variantă originală?
Cristina! Cristina! Sărbătorită! Stai lângă mine aici. Deci, o să vezi acum copiii. Vino, te rog frumos, vino tu mai aproape. Hai, Cristina, vino de aici. Copii, să nu vă speriați. O să vedeți o bătaie în direct. Da? Eu, pe acest nenorocit, trebuie să-l pun la punct. O să vedeți voi la televizor cum l-am pus la punct. Unde? Unde e sărbătorită? Aici, acum, eu am treabă cu Cristina. A făcut adresa. Da. Cristinuța, fii sărbătorită? Da. Așa. Uitați, așa. Ăștia-s porumbeii care i-am adus. Porumbeii mei. Noi. Da. O să vedeți voi așa. La mulți ani! La mulți ani! Vreau, Cristinuța? La mulți ani! La mulți ani! Să trăiești! A zis că e prietenul meu! I-am dat înapoi! I-am dat înapoi! Și vreau să faci tu tot ce am făcut eu în luna asta și jumătate. Să aveți voturile la dumneavoastră pentru mine, da? Păi nu, dar mă ceartă amărâtul ăsta. Nu, n-am făcut treabă. Te rog eu multe, tot. Te rog eu din toată inima mea. Hai. Ce vroiam eu dimineață să fac treaba asta, dar nu știam cum să vin să vă zic. Nu zici că nu te iubesc! Să nu zici că nu te iubesc eu pe tine, că ești fratele meu,